sigur că plecând de la această constatare și de la alte lucruri dintre care aș vrea să amintesc întârzierea pronunțării, pentru că să pronunți o astfel de sentință, să-ți ia 8 zile să dai pronunțarea, mi se pare o situație extrem de nela locuiei. Ridică un semn mare de întrebare. Dacă inițial pronunțarea s-a dat pentru cauza anterioară a doua zi, în cazul de față au fost două amânări, până când instanța a decis. Până când instanța a decis să se pronunțe. Plus de asta, am constatat că cei de la prefectură au aflat înaintea tuturor rezultatul de la tribunal, ceea ce ridică din nou serioase semne de întrebare. Plus de asta, în toată săptămâna, în weekendul trecut și în această săptămână, domnul fost primar Gavrilă Mihai a afirmat în toată comuna că pe el a ajutat prin Antonescu să obțină această hotărâre a instanței, care să fie favorabilă. Deci, plus de încă un element care a ridicat serioase semne de întrebare în ceea ce privește, până la urmă, judecarea corectă a acestei cauze. Ieri înțeleg că domnul Gavrilă și cu domnul Rușinaru, fostul viceprimar, care este foarte bun prieten cu domnișoarele de la Păulești, au fost în prefectură și au stat foarte mult timp acolo. Probabil să pună la punct o nouă strategie de a crea noi probleme doamnei primar și, sigur, comunității în ansamblu, pentru că toată această situație a bulversat toată comunitatea din Drajna, toată lumea așteaptă cu nerăbdare să se încheie situația și doamna să revină la primărie și să-și continue mandatul. Nu de alta, dar în cei 8 ani de zile cât a fost primar, Gavrilă Mihai nu a fost deranjat de nimeni, a fost lăsat să-și desfășoare activitatea pentru care a fost ales. Constatăm că în ceea ce îl privește, încă o dată, așa cum am spus și data trecută, nu știe să piardă și încearcă pe toate căile să revină în fruntea primăriei, sperând că se organizează noi alegeri și va ajunge primar. Probabil, având și dorința de a-și acoperi neregulile, unele am văzut că deja au apărut în mass media, și care, sigur, aduc mari prejudicii atât administrației în ansamblu, cât și, spuneam, comunității care ar trebui să fie reprezentată de aleșii locali.